Vă salut și mă bucur să fiu gazda voastră și în această seară la De Vorbă cu Doctorul. Sunt Consuela Bălașa și înainte de a vă prezenta titlul și invitatul pe care l-am în această seară alături de mine, vreau să vă invit să urmărim împreună pe Andreea Mocan, care ne-a pregătit un nou material și în această seară. Așadar, o urmărim împreună, Andreea. Durerile din neoplasm sunt printre cele mai puternice dureri. Acestea se tratează tot conform scării analgezice. Treapta 1. Analgezice neopioide. Acid acetil salicilic, paracetamol, ibuprofen. Treapta 2. Opioide slabe sau medii. Codeină, dextropropoxifen, tramadol. Treapta 3. Opioide puternice. Morfină, fentanil, hidromorfonă. În tratamentul durerii, înainte de a trece la următorul nivel, se administrează doza maximă din medicamentul respectiv. Administrarea trebuie să se facă la ore fixe, la 4, la 6 sau la 8 ore. Dozele inițiale sunt doze minime la care apare efectul dorit, doze minime eficace. Dozele inițiale sunt crescute în funcție de sensibilitate și de reacția la durere a pacientului, evidențiate prin semnele clinice ale persistenței durerii, facies suferind, agitație, tahicardie, tahipnee, insomnie. Se va ține cont de variabilitatea interindividuală mare a reacției la durere. Există o categorie de pacienți încadrată la tipul psihoneuroendocrin adrenergica, adică sunt pacienți care au o reacție exagerată la durere și care necesită doze mari de substanțe medicamentoase. La polul opus există tipul opioid O. Se urmărește ca administrarea îndelungată a opioidelor să se facă intramuscular, calea subcutanată fiind evitată din cauza reacțiilor locale. Se monitorizează funcția respiratorie și diureza. Se acordă atenție sporită pacienților vârstnici care au funcția hepatică redusă. Atenție sporită este acordată și pacienților cu boli respiratorii cronice, cum ar fi astmul sau bronhopneumopatia obstructivă cronică. Alcoolul este contraindicat deoarece accentuează deprimarea respiratorie. Poate să apară hipotensiune arterială ortostatică cu cefalee, amețeală și greață, mai ales în ortostatism, apariția fiind favorizată de trecerea bruscă din clino în ortostatism. Sunt contraindicate activitățile care impun o atenție sporită, deoarece analgezicele morfinomimetice au efect sedativ. La copii, terapia cu morfinomimetice trebuie instituită cu prudență sporită și este contraindicată la copiii sub 2 ani. La nevoie, doar în spital se pot administra analgezice morfinomimetice la copiii sub 2 ani, deoarece se administrează doze mici, repetate, cu supraveghere atentă a eficacității, a siguranței și a funcțiilor vitale. Pentru a combate constipația indusă de codeină sau de alte analgezice morfinomimetice, se folosesc laxative de tipul macrogolilor, lactulozei, fibrelor alimentare. Medicamentele opioide au numeroase reacții adverse: sedare, somnolență, stimularea centrului vomei cu grețuri și vărsături, deprimare respiratorie, constipație, creșterea tensiunii în arborele biliar, retenție urinară, hipotensiune, bradicardie, dependență fizică și psihică mare cu risc de abuz mare, iar la întrerupere bruscă apare sevrajul. Sunt stupefiante și necesită prescripție medicală de tip TAB2, prescripție de culoare galbenă, care trebuie să fie în 4 exemplare, câte un exemplar pentru medic, casa de asigurări, farmacie și pacient. Valabilitatea acestei prescripții este de 10 zile. Pentru medicamentele opioide există diverse forme de administrare. Formele cu eliberare prelungită se folosesc pentru prevenirea apariției puseurilor de dureri, iar formele transdermice se folosesc în durerea severă cronică, nu în cea acută. Nu faceți abuz de medicamente, chiar dacă v-au fost prescrise de către medic. Respectați dozele și indicațiile medicului specialist. Îți mulțumim tare mult, Andreea.
Așadar, dacă vă întrebați despre ce vorbim în această seară, este foarte simplu. Despre tumorile cerebrale, împreună cu medicul neurochirurg Andrei Spătariu. Te salut, Andrei! Bună seara, îmi pare bine că sunt din nou împreună cu tine și cu telespectatorii noștri. Eu îți mulțumesc. Dacă ai revenit, înseamnă că te simți și bine cu noi. Sigur că da. Spune-mi, te rog, ce presupune o tumoră? Tumorile cerebrale mai sunt și denumite procese expansive. Procese expansive în cazul de față intracerebrale. Sunt formațiuni care cresc și ocupă un spațiu pe care nu-l au. Cutia craniană este un spațiu inextensibil. E format din os, nu se poate destinde niciun fel. Și este deja umplut prin creier, prin materia cerebrală și prin lichidul care în mod normal este în cutia noastră craniană, lichidul cerebrospinal. Și atunci, tumorile sunt un proces de neoformație, o formațiune care crește nouă în acest spațiu și atunci prin aceasta se manifestă cel mai adesea și clinic o tumoră cerebrală. Deci, ca să sumarizăm, ce sunt tumorile? Sunt procese expansive, formațiuni de neoformație, adică niște leziuni care cresc de novo într-un spațiu pe care nu ar trebui, în care nu ar trebui să fie. Mm-hmm. Vreau să te rog să ne faci puțină lumină în ceea ce privește acest creier. Este un organ destul de important al nostru. Destul de important. Este... Da, destul de important. Incredibil de important. Ne face să fim ceea ce suntem. Și cel mai probabil, aici încă specialiștii dezbat, este mai mult decât suma proceselor chimice care se întâmplă la nivelul lui. De aici o să apară tot felul de dispute despre legate de conștiință și alte procese neurocognitive. Neurochirurgia privește mai mult asupra părții anatomice a creierului. Acesta este format din lobi care împreună alcătuiesc emisfere. Creierul nostru are două emisfere, cea dreaptă și cea stângă. Este de asemenea despărțit în creierul, ceea ce în popular se numește creierul mare și creierul mic. Creierul mic, cerebelul. Aceste tumori putând apărea la oricare dintre nivelurile cerebrale. Cu ce este responsabil creierul mare și cu ce este responsabil creierul mic? Creierul mare este, am spus, popular numit creierul mare, este partea de supratentorială a creierului nostru. Cutia craniană este împărțită în două, ca etaj superior și inferior, de o membrană fibroasă numită cortul cerebelului. Supratentorial avem emisferele cerebrale, lobul frontal, parietal și temporal și occipital. Acești lobi au funcții neurologice și neuropsihice specifice și destul de bine separate pentru fiecare. În același timp, e mai mult decât, cum spuneam, suma proceselor de la acest nivel, existând foarte multe zone integrative. Deci creierul mare este cel care se ocupă de inițierea mișcărilor noastre, de emisfera stângă se va ocupa de mișcarea hemicorpului drept și invers. De asemenea, la nivelul creierului mare sunt centrii vorbirii, centrii vederii și mai ales la nivelul lobului frontal, bilateral, sunt centrii personalității noastre. Creierul mic, cerebelul și trunchiul cerebral la acest nivel se ocupă mai mult de procese inconștiente, pentru care nu ne gândim și nu ne hotărâm să le facem, cum ar fi reglarea fină a mișcărilor noastre, tonusul muscular sau elemente de importanță vitală ca respirația, circulația și procese reflexe. Îți mulțumesc tare mult. Întorcându-ne la tumori, de câte tipuri sunt aceste tumori cerebrale? Sunt multiple modalități în care putem categorisi tumorile cerebrale. Cel mai frecvent le putem categorisi în tumori benigne și tumori maligne. Sau în tumori primare și tumori secundare. În tumorile benigne, ce înseamnă tumoră benignă? Tumora benignă înseamnă un proces tumoral în care celulele sunt celule asemănătoare celulelor normale. În această categorie s-ar încadra meningiomul și o să revenim ulterior mai mult despre el. Tumorile maligne sunt tumori
în care modificările celulare sunt atât de marcate încât nu mai poate să fie vorba despre o structură celulară normală. Cea mai cunoscută tumoră malignă cerebrală este glioblastomul și nu o să revenim ulterior despre el. Discutăm despre tumori primare și tumori secundare. Sunt tumorile primare sunt tumorile care își iau originea la nivelul creierului. Pleacă din elemente ale sistemului nervos. Sau tumorile metastatice, tumorile secundare, care sunt tumori plecate de la un cancer organic, cancer sistemic, cum ar fi metastazele unui cancer de plămân sau unui cancer de sân. În cazul în care această tumoră își face apariția, ce simptome apar? O să diferențiem din nou puțin discuția noastră. În ce privește, și de aici o să dăm câteva exemple, și o să iau cazul unui meningiom, care este o tumoră benignă, cu creștere lentă, care apare din celulele meningele, celulele de înveliș ale creierului. Cel mai adesea, simptomele de început vor fi insidioase, vor fi dificil de observat de către pacient sau de către mediul înconjurător. Iar simptomele sunt cel mai adesea dictate de localizarea în care apare această tumoră. O tumoră care apare la nivelul lobilor frontali din cauza că nu va apărea repede un deficit motor, adică o tulburare de motilitate, de mișcare a corpului nostru, o vom observa mai greu. Simptome ca cefalea, oboseala cronică sunt nespecifice, pot să mai apară în alte procese patologice, chiar și neurologice. Și atunci pacientul se va adresa cu dificultate medicului sau medicul va pune târziu un diagnostic. Se întâmplă foarte adesea ca pacienți tratați ani de zile pentru tulburări psihiatrice, în momentul în care instalează un deficit motor, să li se efectueze un examen RMN cerebral și să se pună diagnosticul unei tumori cerebrale bifrontale. Și o să fie, wow! E clar că această tumoră creștea de mult timp pentru că aceste tulburări psihice pe care pacientul le experimenta erau date de această tumoră, numai că nu sunt atât de frecvente încât să te ducă cu gândul prima dată la o tumoră cerebrală. De asemenea, în funcție de localizarea procesului tumoral, pot să apară semnele de focar. Semnele de focar însemnând diverse grade de pareză, mai ales în tumorile localizate la nivelul lobilor parietali. Sau semnele de hipertensiune intracraniană, pentru că, cum spuneam la început, cutia craniană este un conținător inextensibil. În momentul în care pe lângă creier mai apare ceva, presiunea din cutia craniană va crește la început, urmând o curbă gaussiană, până la un moment în care nu mai putem suporta această creștere și va apărea o simptomatologie dată de această creștere a presiunii, care se manifestă prin ce se numește sindrom de hipertensiune intracraniană. Cefalee, vărsături, tulburări de mers, tulburări de vedere. Tulburări de vedere mai ales se manifestă prin edem papilar, un examen oftalmologic în care adesea am avut astfel de pacienți care ajung la oftalmolog pentru că au tulburări de vedere, li se efectuează un examen de fund de ochi, se observă edem papilar. Asta înseamnă că în spatele ochiului este o presiune crescută. Acest pacient este trimis către investigații imagistice și se pune în diagnosticul unei tumori cerebrale. Spune-mi care sunt simptomele acelea alarmante de care n-ai cum să nu ții cont și trebuie să mergi de urgență la medic. Aș spune că unii pacienți sunt norocoși prin faptul că o tumoră de dimensiuni mici dă o criză epileptică. Pacienții prezintă o criză epileptică cu pierdere de cunoștință, cu tremurături, cu emisie de urină sau de materii fecale, cu mușcătura limbii. Se întâmplă într-un loc public, e un eveniment dramatic. Pacientul va merge cu siguranță să fie investigat. În regim de urgență, probabil că peste tot la momentul actual în România, prima investigație va fi un CT cerebral, un examen computer tomograf, care este îndeajuns pentru a pune un diagnostic. Okay. Cel puțin un diagnostic primar. De acolo urmând să se continue investigațiile. Dar nu toți pacienții prezintă crize epileptice. Alte simptome care nu ar trebui trecute cu vedere ar fi diferite grade de pareză.
nu mai mișc bine mâna, piciorul, am tulburări de mers, îmi târăi un picior, am tulburări de echilibru. Și aici intrăm ajungem la ceea ce discutam mai devreme despre creierul mic. Creierul mic nu se manifestă nici prin cefalee sau și prin cefalee, dar nu asta este principala lui caracteristică, ci prin tulburările acestea de echilibru. Pacientul are un mers ebrios, un mers de om beat. Un mers cu baza largă, are o poziție simptomatică a capului prin care încearcă să-și lărgească spațiile lichidiene, să-și facă loc. Și atunci, simptomatologia asta e destul de frecventă și de lungă ca durată. Și ar trebui să dea de gândit pacientului sau aparținătorilor și să ajungă la medic. De asemenea, pot să mai apară, cum spuneam, tulburările psihiatrice. Agresivitate anormală ieșită din comun, recent instalată, fără un aparent trigger familial sau social. Sau invers, apatie. Mai ales în cazul tumorilor, în cazul glioblastomelor, în cazul tumorilor primari, maligne ale creierului, e apatia, scăderea capacității de muncă, sunt printre primele simptome pe care cel mai adesea le punem pe seama vârstei sau pe seama oboselii. Însă, în acel moment, un examen RMN făcut ne-ar aduce în fața unei tumori care, diagnosticată mai devreme, ar fi mai ușor de tratat. Și o să atingem puțin mai departe problema glioamelor cerebrale primare. Îți mulțumesc. Ce investigații trebuie făcute? Investigația primară este un examen computer tomograf. Este o investigație rapidă, ieftină, și care ne pune în evidență un proces expansiv la nivel cerebral. Nu ne dă neapărat toate detaliile de care avem nevoie ca neurochirurgi, dar este mai mult decât de ajuns pentru a pune un diagnostic. Uh-huh. Mai ales în faza primară, da? În faza de medic de familie sau de medic de cameră de gardă. Ulterior, un RMN cerebral cu substanță de contrast este o investigație fără de care nu se poate și care ne va da detaliile tridimensionale ale tumorii. Foarte adesea, tumorile cerebrale invadează structuri vasculare importante și de aceea panoul de investigații trebuie completat cu angiografie, adică o investigație care să ne arate poziția și rapoartele vasculare cu tumora. Sau chiar vascularizarea tumorii, pentru că e foarte important în momentul tratamentului chirurgical să știi de unde vin vasele, care sunt vasele importante, care sunt vasele care sunt destinate tumorii, care sunt vasele destinate creierului. Se poate face un screening de depistare precoce? Cel puțin teoretic, da. Practic, puțin probabil. E vorba de costuri. La un nivel populațional, pentru un sistem de sănătate, să chemi populația să facă investigații imagistice cerebrale periodic, nu e fezabil. Mai mult de atât, examenul CT are o doză de iradiere și trebuie cântărit foarte bine indicația unui examen tomograf pentru că înseamnă o iradiere a pacientului. Dacă îl iradiezi anual și nu neidentificând ceva, nu cred că și are rostul. Ce înseamnă această iradiere? Ce poate declanșa? De ce este periculos? Tomograful, ca un tomograf în sine, nu prezintă efecte adverse. În schimb, radiațiile sunt cumulative. La momentul actual nu avem foarte multe detalii despre de ce apar tumorile cerebrale. Și aici ne grăbim puțin în subiect. Unul dintre factorii incriminați sunt radiațiile. Radiațiile ionizante, radiațiile X, radiațiile gamma, radiații pe care le primim în viața de zi cu zi de la diverse instalații și pe care ar trebui să încercăm să le minimizăm. În modul acesta se pune problema investigațiilor CT, care sunt investigații cu raze X supranumerare, exagerate. Nu neapărat pentru că o investigație tomograf îți va dăuna pe termen lung. Nu, nici într-un caz. Sunt pacienți care e necesar să facă investigații și sunt în urmărire de zeci de ani și nu au dezvoltat efecte adverse. Numai că trebuie să limităm expunerea radiației.
Am înțeles. Care sunt factorii de risc pentru apariția acestor tumori cerebrale primare? La momentul actual, comunitatea științifică e destul de împărțită și încă nu avem un factor, așa cum e în cazul unui cancer pulmonar, în care putem incrimina clar fumatul. La momentul actual se discută foarte, foarte mult despre telefoanele mobile. Încă nu avem studii în care să putem trage o legătură statistică între folosirea telefonului mobil și tumorile cerebrale. Foarte adesea se auzi oameni care spun a crescut foarte mult numărul de tumori cerebrale. N-aș putea spune că a crescut foarte mult numărul de tumori cerebrale, a crescut foarte mult adresabilitatea oamenilor cu tumori cerebrale la medic. Avem acces ușor la investigații, remeneuri găsim ușor să facem și atunci pacienții, ceea ce e un lucru foarte bun, se caută. Mai ales că remeneul nu iradiază, nu are efecte adverse. Și atunci pacientul efectuează un remene, îl descoperim cu o tumoră cerebrală. Cum îți spuneam la un moment dat, sunt pacienți care se caută prea mult și sunt pacienți care nu se caută, deși ar trebui. Care este gradul de recidivă? Ca să vorbim de grad de recidivă, ar trebui să vorbim puțin de tipurile de tumori. Și cum îți spuneam, dându-ți de exemplu meningiomul, care este o tumoră de grad 1. Uh-huh. Adică o tumoră care, odată extirpată, este foarte puțin probabil să recidiveze. În aceeași ordine de idei, o tumoră cum este glioblastomul, care este o tumoră malignă de grad 4, are toate șansele ca după o intervenție chirurgicală să recidiveze, pentru că ea nu poate fi extirpată ca întreg. În creier nu poți avea limită de rezecție oncologică. Nu poți să rezeci tumora plus încă centimetri de la marginea tumorii până în ceea ce poate să pară țesut sănătos, pentru că în creier avem centri nervoși strânși unul lângă celălalt, nu prea poți să spui păștia toții îi dau la o parte. Pentru că, mai ales pentru că la momentul actual paradigma în tratamentul neurochirurgical nu este neapărat eliminarea tumorii, cât o calitate a vieții foarte bună postoperator. Și ca să nu depășim puțin întrebarea, vreau să spun despre tumorile cerebrale primare, despre glioame. Sunt tumori care pleacă din țesutul de susținere al neuronilor, din celulele gliale. Și sunt de patru tipuri. Tumorile și aș vrea să vorbesc de ce despre ele, pentru că e foarte important rata de supraviețuire cu astfel de tumoră. Dacă în cazul unui astrocitom pilocitic, o tumoră de grad 1, mai ales când apare în cazul unui copil, și această tumoră este operată, acest copil va avea o speranță de viață absolut normală. Este o tumoră benignă, ori odată tratată, sunt foarte mici șansele ca ea să recidiveze și atunci acest pacient va avea o speranță de viață normală. Supraviețuirea la 10 ani este de aproape 100%. În cazul unui gliom de grad 2, deja apare o modificare genetică spre malignitate și atunci supraviețuirea este de 7-8 ani. În cazul unui tumor de grad 3, care se numește un astrocitom anaplazic, supraviețuirea deja scade enorm, 2 ani. Iar în cazul unui glioblastom, un grad 4 al malignității cerebrale, supraviețuirea scade sub un an. Da, e un tumor care, la momentul actual, produce cele mai mari neplăceri atât pacienților cât și neurochirurgilor, pentru că suntem neputincioși în fața ei. Cred. Te pot întreba în ce constă tratamentul? Tratamentul unei tumori cerebrale este multimodal. Chirurgia fiind o parte a acestui tratament. Sunt cazuri în care tumora poate fi extirpată în totalitate și atunci, după un examen histopatologic, vedem că este o tumoră benignă, acest pacient nu va mai urma un alt tratament. Însă, și în cazul unei extirpări în totalitate, dar dacă tumora este cu grad de malignitate, atunci pacientul va trebui să urmeze un tratament oncologic, radioterapie, chimioterapie.
sunt situații în care tumora nu poate fi extirpată în totalitate. Se face o rezecție subtotală pentru a decomprima țesutul nervos, pentru a reechilibra jocul presionar intracerebral și atunci pacientul va urma tratament oncologic, radioterapie și chimioterapie. Sau sunt situații în care tumora este inoperabilă și atunci se practică o biopsie printr-un ac fin. Se numește biopsie stereotactică, este un procedeu minim invaziv în care se ia o bucățică din tumor, se examinează la microscop de către anatomul patolog, se pune diagnosticul unei tumori maligne, agresive și atunci acest pacient va face doar terapie oncologică, radioterapie și chimioterapie. Următoarea întrebare este: ce metodă există de îndepărtare a tumorii cerebrale? Ai atins puțin subiectul. În ce privește tratamentul chirurgical al tumorilor, sunt mai multe tipuri de abord, care merg de la abordurile clasice, deschise, în care se îndepărtează o bucată din craniu, prin care apoi se intră în tumori și se îndepărtează această tumoră. Aborduri care nu și-au pierdut din utilizare, sunt situații în care ăsta este tipul de abord necesar pentru tipul de tumoră dat. Și în ultima vreme s-a dezvoltat foarte mult neurochirurgia minim-invazivă, în care se intră pe căi preformate. Un abord transorbitar pentru a ajunge în cutia craniană și pentru a ataca anumite tumori și atunci pacientul rămâne cu cicatrici minime, cu un risc de infecție minim postoperator sau în cazul adenomului hipofizar este celebru deja abordul transfenoidal, abordul transnazal, în care pacientul nu prezintă o marcă traumatică craniană. Și prin aceste aborduri minim invazive se poate trata la momentul actual cu succes orice tumoră. De asemenea, abord minim invaziv înseamnă și îndepărtarea unei bucăți foarte mici din cutia craniană pentru a aborda o tumoră localizată cerebral care nu poate fi atinsă prin anumite aborduri transfenoidale sau transorbitare. În schimb, se folosește ceea ce se numește neuronavigație, un sistem complex, ca un GPS, în care vei introduce imagistica preoperatorie a pacientului și vei fi ghidat de acest robot în timpul intervenției tale chirurgicale pentru a ști tot timpul unde te afli și pentru a maximiza în modul acesta rezecția. Sunt destul de multe ajutoare tehnice pe care știința ne le-a pus la dispoziție și la momentul actual neurochirurgia este o disciplină tehnică și în care folosim din plin avântul ăsta tehnologic. Îți mulțumim. Ai amintit mai devreme despre adenomul hipofizar. Ce este? Adenomul hipofizar este o tumoră încadrată în sistemul nervos central și astfel abordată de neurochirurgie, puțin diferită sau puțin specială, pentru că ea nu se găsește în interiorul sistemului nervos. Afectează o glandă endocrină, hipofiza, care se așa, anatomic vorbind, să găsim undeva pe linia mediană a creierului nostru, undeva în spatele nasului. Adenomul hipofizar cel mai adesea se manifestă prin simptome endocrine. Pacientul va ajunge mai târziu la neurochirurg, inițial va ajunge la un endocrinolog din cauza unor disfuncționalități hormonale. Adenomul hipofizar poate să fie secretant de hormon și atunci repede remarcat, pentru că produce diverse tulburări hormonale, sau poate să fie nesecretant și atunci va crește la dimensiuni mai mari până când să fie remarcat de pacient. Cum este remarcat? Prin tulburările de vedere. Pentru că se dezvoltă sub chiasma optică, adică sub întretăirea nervilor optici, el va apăsa, va pune presiune pe nervii optici și va da tulburări vizuale. Este o situație deosebită, se numește apoplexia hipofizară, o situație în care acest adenom sângerează și apare o tulburare acută de vedere și atunci pacientul se adresează repede medicului. Este o urgență neurochirurgicală, trebuie
decomprimată repede această tumoră pentru ca pacientul să-i fie salvată vederea. Am înțeles. Ce simptome incipiente avem într-o astfel de tumor? Ai atins puțin. În adenomul hipofizar, cel mai adesea, tulburările sunt de natură hormonală. Fie se manifestă perinea, cel mai frecvent este un prolactinom, adică un adenom care secretă prolactină și atunci apare întârzierea ciclului menstrual la femei și galactoree. E o tulburare care ar trebui investigată rapid sau în momentul în care apare așa ceva, pacienta să nu se adreseze doar ginecologului sau doar endocrinologului, ci să caute și un consult neurologic, neurochirurgical. Bănuiesc că este îndrumată. Da, cel mai adesea, da. Adică când simți că ai o căciulă mai mare decât îți aminte capul, bănuiesc că în cazul pacienților în care apare secreția anormală de hormon de creștere, în cazul pacienților tineri apare gigantismul, uh-huh, și atunci acești pacienți sunt bine controlați endocrinologic și evident imagistic, iar în cazul adulților apare acromegalia, exact ce spuneai, creșterea extremităților, și pacienților de obicei nu le mai vine pălăria, nu le vin papucii sau le rămâne mică verigheta. Cel mai adesea acum pacienții se caută. Profesorii mei aveau povești cu oameni care ajungeau la modificări foarte mari ale aspectului fizic. N-am mai văzut. Încă. Oamenii, și ceea ce e un lucru foarte bun, încep să citească, încep să se documenteze, au acces la informație medicală, nu așteaptă după să mă duc să văd părerea lui X sau lui Y. În momentul în care vin pacienții la neurochirurg, vin destul de informați despre boala pe care o au, au citit, s-au informat, știu deja ce să ceară. Ceea ce pe mine mă bucură și cred că e un lucru bun ca pacientul să fie informat despre boala lui și să știe și posibilitatea de tratament. Să-mi spună, aș vrea tratament minim invaziv. Cât de ușor sau greu sunt de suportat pentru pacienți aceste tratamente? Intervențiile chirurgicale sunt dificile pentru pacient. Sunt, în unele cazuri, sunt mutilante. Chiar și simplul fapt că trebuie să rămâi fără păr. De aceea, la momentul actual, nu se mai acceptă în neurochirurgie ca pacientul să fie ras înaintea unei intervenții chirurgicale. Se face inciziile vor fi tot timpul ascunse în pielea păroasă a capului. Niciodată nu o să facem o incizie pe mijlocul frunții, chiar dacă patologia abordată trebuie să fie în frunte. Pacientul nu va mai fi tuns, se face o incizie în pielea păroasă și se încearcă ascunderea acestei cicatrici pentru ca pacientul să nu sufere psihologic. Are de ajuns de suferit fizic în urma bolii. Pe de altă parte, tehnicile moderne de anestezie, de farmacologie, au făcut mai suportabile intervențiile chirurgicale, deși pacientul se va resimți. Va avea tot timpul senzație neplăcută la nivelul craniotomiei, locului prin care am intrat în cutia craniană. Se întâmplă adesea ca o tumoră din care în preoperator a dezvoltat un deficit motor să nu poată să fie recuperat în postoperator și atunci pacientul să rămână cu un grad de pareză sau chiar de paralizie, ceea ce va fi resimțit pentru el într-un mod neplăcut. De asemenea, postoperator pacienții pot rămâne cu tulburări de vorbire, care cred eu și din ce am observat la toți pacienții mei, este tulburarea care e cel mai greu de suportat. Și pacienții devin iritați, agresivi. Pentru că ei ar putea să spună, știu ce au de spus, dar le e imposibil să vorbească și tu te enervezi că ceilalți din jurul tău nu pot să te înțeleagă, când tu știi ce vrei să spui. Ce ne poți spune despre Gamma Knife? Gamma Knife-ul este o procedură radioterapeutică, radiochirurgicală, stereotactică. Unele tumori cerebrale necesită un tratament radio
de radioterapie, adică o iradiere. Uh-huh. Sunt situații în care este necesară iradierea întregului creier. Însă, odată cu înaintarea tehnologică, am ajuns la posibilitatea de a iradia doar procesul tumoral, fără a iradia creierul din jur. Iradierea are efecte nocive asupra țesutului normal. Și atunci, Gamma Knife-ul a venit cu un procedeu stereotactic prin care, pe o investigație RMN procedurală efectuată, se poate stabili cu exactitate ținta care trebuie iradiată și printr-un fascicol de raze care se vor întâlni în acel punct, se desfășoară acest tratament. A fost și este un tratament revoluționar pentru anumite tumori, mai ales pentru tratamentul metastazelor cerebrale. Probabil că la momentul actual este, în cazul metastazelor unice de dimensiuni mici, este tratamentul de dorit. Pacientul va scăpa de o intervenție chirurgicală și prin Gamma Knife boala poate fi controlată. De asemenea, mai este o procedură numită Cyber Knife. Diferă de Gamma Knife prin modul în care se generează aceste raze. Unele folosesc raze gamma, Cyber Knife folosește raze X, dar în idee principiile același. Iradierea strict localizată a leziunii sau a zonei postoperator și salvarea creierului din vecinătate și a structurilor nervoase vitale sau importante din vecinătate. Îți mulțumesc tare mult! Ce variante există pentru a ușura experiența traumatizantă a pacientului? Și aici m-am gândit la ameliorarea reacțiilor adverse și poate suport psihologic? E foarte important suportul familial pentru astfel de pacienți. E foarte important să fie într-un mediu familial bun, să fie cineva alături de ei. E foarte importantă comunicarea cu medicul. E foarte important ca medicul să-și dea silința, să explice acestui pacient exact prin ce va trece, pentru că acest pacient să știe la ce să se aștepte, să nu ia în tragic fiecare eveniment, fiecare durere, fiecare simptom. Mm-hmm. Pentru că în foarte multe ocazii sunt simptome absolut normale, care apar în evoluția bolii sau apar normal post-tratament. Dar dacă eu nu știu de ele, mă voi speria, voi fi anxios, mm-hmm. voi avea tulburări de tensiune și pot să ajung la probleme serioase. De-aia e foarte important comunicarea cu personalul medical, instruirea pacienților din preoperator, la ce să se aștepte, comunicarea cu ei în ce privește stadiul terapeutic în care ne aflăm, eventualele complicații care au apărut, care e tratamentul lor. Pacienții fac un coping mult mai bun atunci când știu cu ce au de luptat. E foarte important să știe prognosticul, să știe la ce să se aștepte pe termen lung. Uh-huh. Cred că am depășit momentul social în care se spunea familiei ce are pacientul acesta să nu știe. La momentul actual, oamenii au planuri cu viața lor. Ei vor să știe exact ce li se întâmplă peste 6 luni, peste un an. Uh-huh. Vreau să știu cum să-mi pun în regulă lucrurile, pentru că nu mai vor să depindă de ceilalți. Deci, în același timp, tratamentul medicamentos e foarte important, să fie un tratament medicamentos foarte bine condus, pentru că tu ți-ai făcut operația, pacientul ăsta e foarte bine din punct de vedere chirurgical, dar doare capul. Și e important să aibă un tratament medicamentos bine condus, care să nu-i dea o stare de rău și care să îi lase o impresie negativă asupra intervenției tale chirurgicale. Cât de mult durează această pregătire pentru operație și în ce constă? În foarte multe cazuri, pacienții vin în urgență. Și atunci pregătirea preoperatorie e minimă, pentru că e nevoie de o intervenție salvatoare de viață. Și atunci nu prea ai timp să te pregătești. În cazurile în care pacientul descoperă din timp faptul că are o tumoră cerebrală, are timp să se pregătească și pregătirea constă odată în pregătirea generală pentru o intervenție chirurgicală, analize, consulturi cardiologice, anestezice sau de discipline conexe. În același timp, înseamnă o pregătire psihologică. Foarte important, cum am și atins puțin mai devreme, pacienții trebuie să înțeleagă ce li se întâmplă, să înțeleagă la ce se aștepte, să știe care e evoluția lor pe termen scurt sau pe termen lung și să-și pună lucrurile în ordine până la momentul intervenției chirurgicale. Domnule doctor, aveți o responsabilitate grea și o meserie, o profesie grea. Ce simțiți când intrați în sala de operație?
Eu din nou vin cu întrebări ne grele. Ne apropiem de final și... dificile. Personal, e un amestec de... oarecare stare de anxietate. Un amestec de teamă, dar nu în teama în ce privește faptul că aș putea să-i fac rău acelui pacient, pentru că evident că am intrat pregătit pentru intervenția chirurgicală și știu exact ce am de făcut. Modul în care se va resimți el, pentru că, cum și atingeam la un moment dat, e mai important decât o intervenție bine făcută și un examen imagistic perfect postoperator, e o calitate a vieții bună pentru pacient. Și asta nu poți controla tot timpul. În același timp, intru cu un imbold, cu o dorință de a mă depăși, de a face intervenții chirurgicale cât mai avansate, cât mai complexe, în care, evident, e și o doză de, de plăcere chirurgical, tehnică, dar și dorința de a ajuta acei oameni să depășească situația în care se găsesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi în această seară și pentru că ne-ați oferit răspunsuri avizate, sincere și cu multă răbdare. O seară bună. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și vă pentru că ați fost cu noi. Sperăm să găsiți utilitatea informațiilor pe care noi vi le furnizăm aici. Sunt Consuela Balașa și vă dau întâlnire luni la ora 19. La revedere!